Sigur că eu rămân entuziasmat de tot ce se întâmplă, fenomenul matematic. Aș vrea să vă propun și vouă să înțelegeți că matematica rămâne temelia pe care putem construi orice, trainic și de durată. Deci este ca și cum am începe construcția unei clădiri pe o stâncă, unde avem de muncit foarte tare ca să punem temelia pe stâncă. Dacă o punem pe unde? Pe un teren nisipos, rapid se duce. Rapid se duce. Adică noi nu-i trainic, nu rămâne în timp. Este vorba de temelia asta de care am povestit. Și acum să mai vedem... Uite-vă mai ușor așa, ca să... Da. Am scăpat și de obsesia asta. Am o problemă pentru dumneavoastră. 10 mani sau de care vreți? 10 mani. Am o problemă pentru dumneavoastră. Ai o problemă cu mine? După asta o refracție. Este fie interesantă. Și n-am înțeles-o. Care credeți? Este din Euclid. Te rog, Daniel. Asta îmi place să fie. Fost niște probleme pe care voi le-ați încercat. Da. Deci se dă numărul. Da? A este egal cu 9 plus 99 plus 999 plus puncte, puncte, puncte. Zici-mă aici. Wow. Deci, dacă scrii, domn profesor. Wow, ce foarte tare, da. Se dă numărul. A este egal cu... Știu, uita, domn profesor, scrii sau nu scrii, dacă nu te oprești. Da. Da? Asta A este puteți. Egal cu... Așa. Dar și tu, Daria, scrii și tu, și da? Și tu scrii. Da, da, scriu. Eu și-am început. Așa. Nu deci numărul A este egal cu 9. Plus... 9 plus 99 plus 999 plus puncte puncte plus 999 puncte 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 99 și acest număr are de 2008 ori 2008 ori cifra 9. 2008 ori cifra 9. Da? Da, 2008, cifra 9. Wow. Și avem aici 6 cerințe care ne le dăm. Da. B. Câți termeni are suma A? Corect. Deci câți prima întrebare. Are... Câți termeni are suma? A doua întrebare. A doua întrebare. Să se arate că A e mai mic decât 10 la puterea 2008. Aha. Ăsta e mai mic decât 10 la puterea 2008. Dar voi n-ați făcut puteri, mama. Nu contează, ne învață numărul. Dar eu zic, să dat la clasa... Să dat la clasa 4. Mai ales la clasa 4? Da. Ia uite la Euclid ce scrie. La început. Clasa A... 5. Ceva. A cincea? Dar nu contează. Bă, contează. Hai, bun. Bă, dar contează. Hai, zi. Da. Ok. Ne dă domn profesor un indiciu. Și la trei, bine, la puteri vă ajută domn profesor, și, da. Și așa, să se arate că A este mai mic decât 10 la puterea 2009. Asta am scris. A, mai mic 2009. 10 la puterea 2000? Nu, mai, deci e 2008. Și a treia este A la puterea 2009. A, mai mic decât 10 la 2009. Da. Mai mic decât 10 la 2009. Da? Și 4? Imediat, da. Și 4? 4. Să se arate că A este egal cu 10 plus 20. Stați, 10 plus 100, mă scuzeți. Da. 10 plus 100 plus puncte, puncte, puncte. Plus 10 la puterea 2008. Da. Minus 2008. Nu mă bag. Nu-i nimic, nici nu trebuie. Dar mai sunt, domn profesor. Ce mai sunt, padă? Am zis că sunt 6. Nu mai da, lasă, că deja e prea mult pentru voi. Asta o faci tu. Bă, în cazul câți termeni are suma, tot puteți să faceți, copii. Da, ok, hai, câți termeni are suma? Suma lui Gauss. Cum adică suma lui Gauss? Da, nu pot să calculezi 2008 cifre de 9. No, hai să fac eu din asta o problemă care să fie adaptată. Hai, pentru voi, corect. Da. Iubi. Deci, să se calculeze suma A egal cu 9 plus 99 plus 999 plus 999 9 plus 999 9 2, 4, 5 și plus 9
9, 9, 9, 9, 9. Asta. E să-ți calculeze suma asta. Văd de ceva mai mic. Profesor, care putem... E frumos. Câți termeni sunt? Puteți răspunde repede? Stai. Câți termeni? 5, 6, 6. 6, că-i vedea că-s 6, da? Perfect. Dar cine spune 6? Ăștia, 2, 4, 6. Câți termeni sunt acolo? 6. Acolo. 2008. Corect! chiar! De asta, mama, de-aia spunea că știți câți termeni sunt, că observați legătura asta. Și știi cum a observat-o? Văz. Aici sunt 2, până aici sunt 2. Da, aici sunt 3. Și că ăsta spune câți termeni sunt. Corect. E o 9, 2 din 9. Există chestii de observații, care poate fi făcută la clasa a 4, să ne înțelegem. Câți termeni poate sunt de aici? De-aia, domnul, să vă luau cu un număr finit. Așa. Știi, ca să vedeți ca să vă atragă atenția. Da? Și ați răspuns repede, sunt 6. Și cum ați văzut 6 aici? Da, hai să facem și suma asta, vreau. Asta mică? O suma legală. Da, de ce suma legală? Nu prea merge. Băi, David, dar dacă luăm unul de aici și îl dăm aici, mă, cât o făcut asta? Face 10.000. Nu prea 10.000. 100.000. Ia să ne gândim. 1.000.000. Are 6. 1.000.000. Cifri și o să aibă 7. 7. Un milion. Un milion. Foarte tare. Un milion plus un milion plus un milion. Nu, iar aici dacă îi dă un 1. Un milion. Îi mai dăm și lui ăla un 1. Nu, ăla face... Ăla cât o să facă? Ăla o să facă... 100.000. 100.000. 1.100.000 deja. 100.000 plus 1.000. Dă și lui ăsta 1, nu? Ăla o să facă 10.000. 10.000. 1.110.000. Mai dăm și lui ăsta 1, nu? 1.100.000. 11.000. Că ăla face 1.000. A, da, 1.000. Și lui ăsta iar și 1? 1.100.000. 1.111.111. Și ne-am bucurat. De unde e concurs? Asta a fost ușoară. Păi uite, de ușoară la prima... Da, dar aici suma asta aș putea afla. Da, domn profesor. Da, putem. Deci la primul dăm unul la 2089. Adică da. Catralion. Nu, la impărță, nu trebuie să spui. Va veni unul urmat de câte zerouri? Hai, de 2008. De 2008 ori. Sigur. Wow! Ce tare! Câte puncte ar trebui să ar fi, pune? Ar fi 10 la puterea 2008. Uitați-vă cum se scrie numărul ăsta. Daria, uite cum se scrie numărul ăsta. E 10. 100 cum se scrie, copii? 100. Se scrie ca fiind 10 ori 10. Asta știți. Și 10 la a doua. 100 e 10 ori 10. Acum care înseamnă 10 la a doua. A, și că trebuie să facă 10 ori 10 ori 10 ori 10 ori 10 ori 10. Iar 1000 se scrie ca fiind 10 la a... ori 10 ori 10, care înseamnă 10 la puterea a treia, că se repete de 3 ori. Da, ăsta care e 2008. Dar unul urmat de atâtea zerouri, uitați că au fost de 10.000. Adică n-au fost urmat de 2 zerouri, am pus la a doua. 10 catralioane. 10 catralioane de 1900. Unul urmat de atâtea zerouri, cât am zis eu, 2008. O să fie 10 la puterea 2000? 10 la 2008. Și acum... Acum... Am răspuns! Că n-am răspuns, că asta mai am luat în primul. Oh. Daria, am luat mai un 1 de acolo. Alo. Și l-am dus acolo.
10 la 2008. Să arătăm că ăla e mai mic decât 10 la 2008. Raul din Satul Mare. Raul, sunt într-o lecție, vezi acum, nu la clasa... Așa, te rog. Păi, am înțeles, dar voi vreți să scrieți, nu, nu dublați. Eu mă gândeam că dublați, dar voi să vai vreți să tras. A, deci toată treaba. Traceți exercițiul ăsta și vă vine greu partea aceea de teorie, nu? Și spuneți în engleză, urmează o parte acum pe care nu mai spunem noi. Înțelegeți? Adică lăsați în română partea aceea și partea asta. Important, partea asta în care am purtat noi discuția pe ghișiți să fie făcută. Ești, sunteți tare. Sunteți tare. S-ar putea să dăm drumul la o treabă deștea. Sunt filmogenic. Da? Este prima chestie care urmează. Acum faceți-o și în engleză traduceți toată partea aceea și urmează ca la sfârșit acolo să lăsați bucata aceea, zice, spuneți-o. Partea asta de vorbărie a profesorului Pășim. Partea asta de prezentare teoretică rămâne numai în română, nu mai spunem noi în engleză asta. Atât a spus și încheiați acolo și lăsați filmul așa. Gândiți partea teoretică. Bine, bine, Raul. După ce gata mă suni, mă bucur să aud așa la voi. Bine? La revedere. Mulțumim că ne priviți. Da. Mă întorc și spun că veniți și clasa a șaptea, nu? Da, da, sau da. Scole. Da. Spunem așa. Exercițiul a fost interesant. Interesant, unde, ați învățat ceva. Unde voi credeați că nu se poate și nu știu ce ne facem noi, se poate. Da? Dacă vrei, poți. Numai să vrei. Haideți să facem sinteza orei. Sunt fotogen? Ia uitați pe care ați lucrat ca să iei să-și un profesor. Am lucrat acea problemă rea. Frumoasă. Problema... Ce problemă? Nu, no, nu, no, nu. No. Hai să vorbim de fracții. Da, vechea. Fracția supraunitară unitară a unui număr și fracția subunitară a unui număr. Hai și operație cu fracții. Operații cu fracții. Cam asta, dragilor. La revedere! La revedere! La revedere!